Mă bucur pentru reușitele mele, mă bucur mai mult pentru această victorie și sper să ținem pe aceeași linie că avem nevoie pentru a prinde play-off-ul. Știi la câte jocuri ați ajuns fără înfrângere? La 9, nu? 8. 8? O să facem și pe 9. Sper. La 9 la cu Steaua. Sperăm să scoatem punct sau puncte și sper să cum am zis, să o ținem pe aceeași linie, să batem fierul cât e cald. Bătând Steaua, intrați în lupta pentru titlu? Încă nu intră nimeni în lupta pentru titlu. Până se intră în play-off, în play-off se înjumătățesc punctele și de acolo va fi altceva. Cu aceste reușite ești în topul golgheterilor din Liga. Da, mă bucură acest lucru, dar nu era obiectivul meu, dar mă bucur. Sper să dau cât mai multe, să mi ajute echipa și să terminăm, după cum am zis, în play-off. Lumea fotbalului vă vede o pretendentă la titlu, pentru că profită de instabilitatea financiară a Astrei și problemele la Steaua. Instabilitate la Astra? Păi, bat meci de meci. Nu cred că suntem încă o pretendentă, v-am zis. După pretendentă, după ce să hotărăsc cele 6 care vor fi în play-off.